Premier Voroshilovsky to formally announce an end to the hostilities. On this historic day, the representatives of two great nations stand before you united. There's a simplicity to war. Attacking is the only secret. Dare, and the world yields. A chapter in which we pursue peace. How quickly they forget that all it takes to change the course of history is the will of a single man. Your very existence. Who's this? Prisoner 627. I'm coming for you, Makarov. Haven't you heard, Price? They say the war is over. My war ends with you. Like it ended for Captain McTavish. Tell me, Price, how long did it take him to die? I've destroyed your world piece by piece. It's only a matter of time until I find you. You won't have to look far. Damn, ce intro badass. Bun venit la finalul acestei serii, fraților, de Modern Warfare 3. Ce faceți? Ce mai ziceți? Am zis pentru ocazia asta specială să nu mai bag intro-ul meu obișnuit și să intrăm direct în miezul acțiunii, pentru că îi avem în față pe grei-greilor Price și Yuri, ce-a mai rămas din echipă. Și Nicolae, pe acolo, pe fundal. Mergem să-l vânăm pe Makarov. Misiunea finală. Cam scurturez jocul, dar și șmecher. Fiecare misiune a fost blanao. De-aia am încercat să fac și episoade mai scurte, pentru că, nu știu, frate, nu-mi place să termin o serie în 3-4 episoade. Parcă nu arată bine pe canal așa, într-un fel. Deja de la 6-7, mai zic. Cum am văzut acum în ultimul Black Ops. Au terminat youtuberii în 3 episoade în alea lungi. Nașpa. Arată urât. Mai puțin de muncă, da? Faci mai puține thumbnail-uri dacă le schimbi de fiecare dată. Bine, eu fac excepția asta doar la anumite serii. Dacă sunt cu jocuri mai vechi și nu prea găsesc screenshot-uri, folosesc doar o singură imagine. Dacă e DLC, schimb, dacă nu, pa. Sunt greu de găsit screenshot-uri, frate, uneori, gen... La jocuri din astea mai vechi, nu au oamenii screenshot, n-au nimic. Și e cam greu de găsit. Aoleo, nu pot să fug costumul ăsta. Transpiră mațele aici. Stai, mă, așteaptă și pe mine că m-a bubuit. Aha, cu armura noastră special garantat, am cumpărat-o de pe teleshopping. N-aveți ce să ne faceți. Armele voastre sunt frecție la plută. Bum. Și altceva? Ai de toate, mă. Cum vrei să urci scările astea, ai nebunit? Jucăm cu capitanul Price, deci e nebunie totală. Stați acolo, stați cu minți. Stai, mă, culcat. Sper că vă plătește Makarov cu... macaroane cu bani grei să-l apărați. Care dă, mă, cu grenade? Cam nebunatic tu așa de fel. Gata. Dau reload. Îți dai seama? Armură și dita mai mitraliera. Suntem tanci, mă. Tanci. Thanks. Nici nu mă chinui să zic tancuri. Nu. Suntem tanci. What the fuck? Mă mortu că trag o mitraliera după un elicopter. Mai bine mă uit cum se usucă lavabila de pe pereți. Oh shit. Yuri, ești ok? Cineva a făcut-și.
Bă, s-a dus drag armura. Așa repede. Mă mir cum a putut liftul ăla să ne care. Nikolai, we need another lift. Rămâi închilos, cine ai bă? Păi hai, unde mergem? Sori! Ai de mine. Bine că mi-am luat kilos de schimb. Ok. Avem la dispoziție 4 minute, boșilor. 4 minute să-l prindem pe Makarov. Nebunie pe felie. Oh, ce faci, mă? Flash? Acum mă duc după ei. Am venit și noi să ne cazăm la hotelul ăsta, nu mai avem voie. Bă, măcar să mai fresh acum. Cine? Mersi, Iuri, te pup. Băiatul greu. Și una dintre armele mele preferate. P90. Pro 90. Arma preferată din CSGO-a lui X-Slader. Ah, m-a auzit. Caterinca, bro, Caterinca. La Caterinca. Mamă, ce... antrena venea el. Mi-a dat spaimă puțin. Hai căcane, trage acum după mine. Că am dat reload la armă. Să te văd. Mergem la restaurant. Păi aș vrea un diplomat. Apă plată. Puține explozii, că e ziua mea. Glumesc. Când am zis că atmosfera vreau să fie explozivă la restaurant, nu m-a referit la asta. Ăla n-a fost Yuri, nu? Oh, shit, Yuri. Te-ai dus, pădic. Ok, Yuri. Unde pana mea? Mai sunt ăștia? Fug, fug, fug. Oh, nu, vrea să fugă. Cum naiba? Am avut boost în călcâie. Ce naiba? Damn. Harța parța. Cu pilotul. Mai scobește-te în nas acum, na. Te-ai băgat ca ursul cu noi să-i pilotezi avionul lui Macaroane. Na, că ne-am prăbușit. Macaroane cu fular, iată. S-a uitat acum Price la fața lui. Îmi place că a păstrat pălăria aia. Cum n-ai bastă pălăria aia pe el? Nu înțeleg că aveam o pălărie de genul de pescar. Toată ziua îmi cădea de pe cap. Off topic, știu. Mama, amândoi încearcă să ajungă la pistolet. Mai greu, stai cu minte. Stai cu minte. Te omor și după aia te mai omor odată. Nu, e pareș. Oh, l-am pușcat. Mamă, ce țin tare. L-am pușcat pe Yuri, săracu. Ce țin tare, Makarov, damn. Kind of badass.
Iată, ce? De ce m-a omorât? What? No, mai trebuie să mai vedem o dată pe săracul Yuri cum moare. Hai, 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 hai. Hai mă, ce faci? Dă-i. Ho, ho, i-a umflat obrăjurii. N-aș fac că e cutscene, vreau boss battle ceva. Da, e ok și așa. Damn. S-a jucat spânzurătoarea și a pierdut meciul cu capitanul Price. Oricum, sunt foarte mirat că au luat un risc și l-au omorât pe Soap, deci a fost chiar un villain bun, Makarov. A avut legătură cu toată trilogia. Objective completed. Puteai să o lași așa. Ai stricat vibe-ul. Mamă, și normal că și-a scos trabucul. Lasă-te de fuma, bro. Lasă-te. Oh my god. Chillax. I-a dat la temelie. Și acum ce facem? Ne holbăm la el? Vrea să se bucure de moment, am înțeles. Cam kind of graphic, da? Da. Nu era sânge adevărat, era bulion. Bun, păi cam asta a fost, fraților, final de serie Modern Warfare 3, încă o serie completă pe canal, mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc pentru sprijin acordat de lungul acestei serii și sper că v-a plăcut, ne auzim cu serii noi, cu jocuri noi și continuăm cu seria de Call of Duty. Ciao, ciao, pa, pa!